și vrem să-i aprop online cu exerciții de matematică. Da, mă, că nu cu exerciții de matematică, așa faci. Nu e tema pentru la de la zi, tema de la casă, pentru acasă, clasa a doua. Suntem în 25. A 10-a, 2017. Încă rămânem în 2017, nu? Da, mai avem. Uite, tu, dacă ai pregătit ceva... Da, mi-a dat temă. Ți-a dat temă. Zi-mi ce temă ți-a dat. De 13 ori, 297, iar apoi de 17 ori. Deci 297 plus 297. Plus punctul punctului de fapt, plus 297. De 13 ori. De 13 ori. Oh, ho, 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 ho. Le punem așa, mă, în spate să-i adunăm. Nu. De ce nu? Pentru că ar fi toată tabla. Toată tabla și nici nu știu dacă ne ajunge să-i punem acolo și ca să ne adunăm. Ar fi foarte greu. Ce facem noi ca să putem scăpa de corvoada asta? Le înmulțim. Zicem, pe 297 îl înmulțim de 13, cu 13, da? Da. În loc să amânăm de 13 ori, zicem 297 ori. În paranteză. 10 plus 3. Așa, pe 13. Hai să scrim pentru toți prietenii noștri, pe 13 întâi. Și acum le spunem, știți ce facem? 13 rupem în două, un 10 și un 3. Da. Deci egal cu 297 ori, și acum deschid paranteza, 10 plus 3. Da. Și acum... Egal. Da. Știi că vreau 297 ori 10, 2970. Deci, în clipa asta, 297 atacă și pe 10 și pe 3. Adică se mulțește și cu 10. Nu, 297 atacă doar pe 0. Adică la 10. Așa, dar s-ar înțelege. Dar tu trebuie să înțelegi, trebuie să spune și prietenilor noștri, că dacă spun 5 ori 10, e de parcă am zice 5 plus 5 plus 5. 50. Face 5, 5, 10. Adică lui 5 îi spune la singur zeară, nu? Ăsta e motivul. Așa trebuie să înțelegem. Deci tu spui așa, 297 mulțit cu 10, știu eu cât face foarte repede, de parcă aș pune un 0 la sfârșit. Da, 2970. 2970. Hai să scriu și mai clar pentru toți prietenii noștri, ca ei să înțeleagă. Deci 297 ori 10 înseamnă 297 ori 10 și plus pe urmă 297 ori 3. Deci, prieteni dragi, să știți de la noi că ori de câte ori avem de mulțit un număr cu o paranteză, trebuie să mulțim numărul ăla cu fiecare din paranteză. Deci și cu 10 și cu 3. Că el trebuia să fie mulțit cu 13. Și când am dorit să se mulțească cu 13, de fapt, cu componența, sau cu cum l-am desfășurat noi pe 13. Noi pe 13 nu mai puteam scrie și cum? Numai 10 plus 3? Nu. 9 plus? 9 plus... 4. Da? 9 plus 4 sau 8 plus... Sau 1 plus 12. Dar nu ne place. Da. Nu ne place așa. Noi facem cu 10, pentru că e de mare ajutor înmulțirea cu 10. O știm noi să o facem foarte repede. Și atunci, aici o să spunem că este egal cu 200, 2, 9, 7 și așa cum a fost 5 ori 10. 2970. Așa. Și plus acum 297 ori 3. 297 ori 3, 890. Nu știu să fac asta. Am făcut 297 ori 3, am scris 297 plus. Și am făcut 7, 14 mi-a dat 21 la final. Aha! Te-ai durat de 3 ori până la urmă. Da. Deci 297 plus 297, ai urmat 3 numere de-a da. Și aici te-ai descurcat. Deci, practic, la tine a însemnat așa. 297 plus 297 plus 297 l-am pus odată plus, să subînțelegi acum el acționează asupra tuturor. Nu rezistă. Am scris așa în șir. În șir. Și 7 plus 7, 21, 1 și 2, acei de 10,
2 ia, celălalt ducem la 10. Zicem la 2, practic, nu? Egal 29, scriem 9. Deci... scriem 9 la final. Aici, 3 la 7, 21. Da, și acum la 10 scriem 9, că ne dă 29. Aici te faci 29? Da. 9 plus 9 plus 9, sau 27. 3 ori 9, sau 3 ori 9. Deci ar fi interesant așa, deci 27 și cu 2 ăla... 9. 9. Da? Și 2 cu 2 cu 2, 6 și cu încă 2, 8. Așa, de la 10, s-a făcut 100, face 8. 891. 891. Și în final, 3861. 3861. Înătrim mâna 4, că ai făcut bine. 1 și cu 0, așa. 9 și cu 9. 9 și cu 7. 9 și cu 7, da? 16, 6 și 1. 9 și cu 9, 18 și 3, foarte, foarte corect. Dragule, acum, practic am adunat pe cine? Pe cine am adunat pe noi? Pe 2970 și deasupra pe 891. 891, nu? Am adunat pe cele două. Eu le așez acum una sub alta ca să facem și să vadă toată lumea că de fapt ai 1, 6, 18 și 3. Ei, eu am să-ți arăt acum șmecheria asta de obținerea acelor două numere, 891 și 2970, în felul următor. Uite-te la mine acum să, și prietenii noștri o să-l veți de aici. 297, da, înmulțit cu cine? Cu 13 deodată. Cu 13. Da? Cu 13 am adunat, cu 10 și un 3. Am mai făcut o dată, dar fac acum ca să vadă toată lumea. 3 ori 7? 21. 21 bagează 7 plus 7 plus 7. 21. 1 și 2 îl ducem la 10. Dar după ce mulțim pe 3 acum, fii atent, cu 3 să începem să mulțim pe toți. 3 ori 9? 3 ori 9, 27. Și cu 2? 9. 29. Da? Parcă am făcut aici. Vezi, în loc să spune de 3 ori 9 în una sub alta, este atacul pe care îl fac 3 ori 9. 3 ori 9. Trebuie să faci iarăși 3 ori 2. 3 ori 2, 6. Și cu 2 ăsta, 6 și cu 2, 8. Am obținut primul termen al sumei, 891. Deci după mulțirea cu 3, în loc să le adun așa toate 3 una sub alta, eu am scris 3 ori 7, 21. Rezultatul de aici este. Uite-te, da? 3 ori 7, 21. 2 păstrăm. 3 ori 9, 27 și cu 2, 29. 9 l-am scris și 2, 3 ori păstrăm. 3 ori 2, 6 și cu 2 care vine de aici, că și de la asta mai vine un 2 după ce face 8. Face 8. Și așa a obținut în urma mulțirii cu 3, adică adunării celor 3 numere, iată 891 îl venim scris deodată. Foarte tare mi se pare chestia asta. Și acum cu 17. Și acum să mulțim și cu 10. Cu 10. Asta e pe poziția lui 1. Deci 10, 10 are 1 și un 0. Da? Da. Acum zicem 1 ori 7, 7. Punem 0 aici, că el e deranjat la 10. E cu 10. Și 1 ori 7 fac 7. 1 ori 9, 9. Și 1 ori 2, 2. Și am obținut cel de-al doilea, 2970. Foarte tare! Deci de ce pune o 0 ăsta aici? Pentru că este deja cu 10. Că cifra unităților e 0 pentru 10. Și am pus-o aici. Și acum zic 1 ori 7, 7, 1 ori 9, 9, 1 ori 2, 2. Și când le trag, vine și le adun, este exact operația de aici. Adică 1, 6, 8, 3. Mi se pare asta formidabil. Acum, acum am înțeles foarte bine cum trebuie făcut. Deci desfășurat este așa și am înțeles bine, iar viteză maximă, când zic viteză maximă, le așez așa. Și acum ce este interesant? Cu cifra cu care mulțim, am mulțit cu 3, sub ea construim tot cărbul. Da? Deci 3 ori 7, 21. Dar sub el punem. Sub cifra cu care... Deci sub cifra cu care mulțim, de acolo începe construcția. Da. Am început cu 1, de sub 1 începe construcția.
Dacă ar mai fi fost încă o cifră de sub cifra aceea, o începe construcția. Da. Este foarte, foarte importantă chestia asta. Așadar, am făcut-o desfășurat, cum știam noi, și pe urmă am făcut-o concentrat, în varianta asta superbă, în care am văzut cele două rezultate, 2970, și am văzut și pe 891. 891 a fost la înmulțirea cu cifra unităților, cu 3. Da? Și 2970 la înmulțirea cu cifra 10. 1. Dacă noi puneam pe 0 aici, tot același lucru este. Că 1... de acum am țin minte. Nu neapărat să mai pun pe 0 exact aici. Ci doar să fac așa. Cu cifra cu care înmulțesc, sub ea încep să construiesc numărul. Da? Și când adun, ea este pe poziția 10-lor, este ca și aici, pentru că este vinsă cu o poziție mai în față. Deci deja pe cifra 10-lor. Așa încât e foarte tare, dar ca să explicăm tuturor prietenilor. Noi ăștia am zis așa, să facem desfășurat și urmă să vadă că de aici, împingând cu, exact cu o poziție, de fapt 0 rămâne deja cifra 10-lor. Este pe poziția ei și atunci susul nu înțelege aici de aia. Te rog să mai spui ce ai mai făcut. Cu 17. Tot așa, da? Da. 297 plus 297 plus așa mai departe plus 297 de câte ori? 17. De 17 ori. 17 ori. 17 ori. Așa. Acasă mai făcut. Așa. Da. Deci, acum o să o faci tu, dar acum să participăm împreună, ca perdem un tempo. Așa. Să-ți lăsăm, că acum s-a pus în viză, nu-l poți. Așa. Singur faci. Te explică cu prietenilor, încă o dată. Te uiți pe caițelul, te uiți la tablă. De filmezi-o. Ori 13, lăsa-mi. Asta facă cu 13. Dacă să terminăm asta, nu știu dacă a făcut, nu a făcut-o. Nu. Ziua 13 și zicem 3 ori 7, văd, aproape că e cel mult. Voi nu te uiți la mie, că am acoperit de așa. Zi tare. Zi. Vorbește, vorbește. Nu, că ați văzut, uite, că e păi uite, de păcă e dar bine. Aha, mă sancționez, nu vorbește acum. Hai, hai, vorbește ca să le spunem prietenilor că tu știi. 3 ori 7, 2 și 1. 1 și 2. 3 ori 9, 2 și 7 și cu 2, 9. 2 și 9. 3 ori 2. 3 ori 2. 6 și cu 2, 8. Excelent. Acum vine rândul cu 1. Da. Și eu știu tabla mulțirii cu 1? Foarte bine. Dar sub cine începi construcția? Sub cine? Sub 1? Nu. Sub 1? Merge așa în jos. Sub 1. Pentru că e de 3 cifre. Da. Deci merge exact în jos pe coloana lui 1, dedesubt. 1, 7, 7. Foarte bine ai pus 7, dar exact sub cifra 10-lor. Știi că dacă e făcut o stânga sau dreapta, e curcată, nu? Acolo. Și spate 0. Așa, pune 0 ca să nu te păcălești. Foarte bine. 1 ori 9. Da. Așa și... Și 1 ori 2, 2. 2 minus 170. Exact. Și am atrage niște adunări. Așa. Hai. Deci ai zis 1. 9 cu 7, 16? Da, da. Da? 3861. Nu ai văzut deloc, că n-aveai cum să vezi pe mine, nu? Bun, hai să ne întoarcem aici. Asta, cred, este cea mai tare. Cred că asta e atât de tare din... Doamne, Doamne, Doamne. Cum ai făcut-o? Te rog să spui. Așa, desfășurat. Da. Știam noi. 297 ori pe 17 le-ai scris ca fiind cine? Deci ori 17 să scriu, da? Ori 17. Așa. Și desfășor acum. 297 ori
Luăm din 17, să zicem cât? Luăm din 17. 7, luăm din 7, ajută-mă, lasă că tu scrii concentrat. Nu vreau, mai târziu facem asta. Hai să zicem, 27, luăm din 17, mă ajuți, da? Da. Hai, 27. O să vă spun, 27. Ori? I-am făcut. Am scris 27 ori 10 cu 7. Bun. Și dictează-mă în continuare, e de la acum. 2970. Nu, prietene, înseamnă 27 ori 10. 297 ori 10. Și plus 297 ori 7. Eu n-am făcut ori 7. Dar de ce n-ai făcut ori 7? Pentru că mi-era prea greu. Am vrut să mai prescurtez. Nu ți-am plăcut ori 7. De ce nu ți-am plăcut ori 7, mă? Că te-ai întrebat să atunci de 7 ori, 297. Nu, și l-am desfășurat în două. Adică cum ai zis? 4 plus 3. Cele mai mici numere care le-am găsit. Și cu 3 ai făcut mai înainte. Și mechere ce ai fost. Aoi, da. Și ești la 898. Bun, mai merg pe mâna ta, să faci. Da. La 899 am mai adăugat în 297. Asta a fost, băi, deșteaptă ideea. Așa, da. 297.10, ca să-mi prieteni să... 2970. Plus acum 297 ăsta, da. Ori, și pe 7 le rup ca fiind 3 plus 4. Da. Te-ai agățat foarte bine ori 3, că tu s-au pus și mai înainte cu 3. Deci egal mai departe cu... Dar profesorul de-asta am făcut ca și profesorul de muncă. 2970 plus muncă, mă, să te sprind de șmecherile alea. Și egal 297 ori 3, care făcea pe tăi? 800... 891. 297 ori 4. Ori 4. Deci ori 3. Da, și 891. Da? Ori 3 că am făcut-o, da. Și acum, uite cum trebuie făcut, atenție, și ori 4. Da, am făcut și ori 4. Și e cam mai departe cu 2970 plus 891 și plus, cât face aici 297 ori 4? Hai să lupim pe 4 ca fiind 3 și 1. Hai mă, ca să puteți să spuneți. 297. Hai că tu ai făcut bine, dar pentru prietenii noștri. Nu, domn profesor. În loc de 4, să... Am numărat fiind. 3 plus 1, mă. Uite că acolo ajung și eu. Exact. Uite-te. Mai mult mai rapid eu. Ai făcut mai rapid, îi trebuie, dar prietenii noștri trebuie să înțeleagă. Eu fructific ideea ta. Aceea că tu ai gândit foarte bine, da? Deci faci 2970 plus 891 ăsta. Și plus 297 ori 3, care face 891. Nu, l-am scris de ăla de înainte, dar acum e 891 și plus 297 ori 1. Plus 297, atenție! Că dacă ai scris o singură dată, 891 nu e bine. Ați făcut munca mai grea. Am făcut atâta am greșit eu, atâta am muncit mai mult. Deci ori 3 ca înainte, dar m-am bazat pe ori 3 și le-am spus lor, știi, m-am făcut 297, că erau 4, 3 plus 1. Exact. Și acum egal cu 2970 plus egal 891 și plus cât face asta? 891 cu 297? 7 și 1, 8. 9 și cu 9, hai ajută-mă! 1, 1. 1188. Ai și tu așa? Cred că ai țeles? Da. Acum... Asta adunăm. Hai să duc deodată, nu mai punem-o la spate. Dar eu n-am aflat pe 270. Deci 2970 plus 981. I-am făcut adunarea, știi? Și mi-a dat 2970. Da. Și am făcut 2970 și am adunat și mi-a dat 2979. 2979. Nu, 2079. Mă, nu se poate, mă. La 2900, aproape. Nu, alea am uitat, mi-a dat 2, că-și
79. Deci e calcul. 2970 îl scriu și eu. 2970 îl lăsăm. Și plus astea două adunate, da? Și astea două adunate câte o fac? 2079. Ia să vedem. 1 și cu 8 fac 9, ai avut dreptate. 8 și cu 9 fac 17, nu? Dar tu trebuie să spui, mă. 17 și păstrăm 1. Acum, 1 acela și cu 1 ăsta fac 2. Vorbește pe oameni. 1 și cu 1, 2. Și cu 8? Și cu 8? 10. 10. 0 scrim și 1 păstrăm. Da. Și 1 acela și 1 de la 1000 de aici fac 2000, da? Câte ai spus de la 2079. Și egal mai departe cu, ia să vedem rezultatul. Vă spun un indice. La mii va fi 5. A, la, lasă, dar să luăm ușor, cum știi tu. 0 și cu 9. Hai. 9. 9. 7 și cu 7. 4. 14. Și păstrăm 1. 1 cu 9, 0. 10 de 0 și 1 păstrăm. Da. Deci 9, 9 4, 4 0, 0 și 2 și cu 2, 4. V-am spus la mii de 5. 5. 5.049 rezultatul așa final. Așa mă dă și mă. Băi, dar am pus și șmecher. Dacă le-am adunat de 17 ori, așa am pus una sub alta. Păi munceam acolo de nu știam ce cu mine. Însă, dacă am descoperit șmecheria asta, că pe 17 l-am zis ca 10 cu 7, am muncit cu 10 foarte repede și am zis, băi, de aici să le adun? Păi 297 de câte ori să le adun? Să le adun din nou de 7 ori? Foarte greu. Și atunci tu te-ai prins foarte bine. Ai mizat ideea de la înmulțirea cu 13, că știai tu ori 3. Și atunci ai zis 297 ori 3 plus 4. Vă mulțumesc pentru dumneavoastră că mi-a dat cu 7. Da? Deci îți mulțumesc că ți-a dat cu 17, da? Că te-ai putut să... Dar îți dădeam cu 16 ori mergea? Mai bine. Da! Mai bine, mai bine, mai bine! Mai bine, nu? Că 6 ăla și de 2 ori. Dar până de 2 ori 891. Ți-a rămas mai bine. Da? Orice mă caut. Dar tu te-ai păstrat cu 3 ori să te legi și ți-a mers foarte bine. Bă, foarte tare, foarte tare. Băgăm viteză să vedem cum merg așa una sub alta. Da, eu n-am muncit așa de mult ca dumneavoastră. Am doar 3 rânduri, nu e 2. Adică m-am... eu nu prea știu ăla, dar mai... Am obținut la 2. Da, mi-a tras atenția că m-am chinuit mult, am scris multe lucruri. Dar știi, eu nu numai cu tine stau de vorbă, cu prietenii mei mă interesează, cei care vor viziona și ei vor să știe de unde vin acestea. Și noi trebuie să le explicăm, asta e rostul nostru. Da? Deci de aceea facem așa. Și acum, viteză maximă, cum viteză maximă. Să ne așezăm? Viteză maximă. Așa, viteză maximă. Exact ca atunci, toate pânzile sus, știi? Motoarele pornite. Când se merge cu vaporul, sau când se decorează avionul, știți bine să pornesc motoarele, să turează maxim. Și viteză maximă, da? Așa și aici. 297. 297. Ori cât? Ori 17. 17. Eu nu spun nimic. 77, 49. 9. Și 4 reține. Uite-l pune așa deoparte. 4 acela reții, ca să nu cumva să-l uiți. Nu vă ați unii cu asta. Și acum, 7-9. 7-9, așa puteți. 7-9. Dar unde știu eu, suntem acolo? 7-9-53. 53. 63. Uite-mă, ție, omite, o să-ți așezi. 7-10 cât fac? 7-10. 7-10. 7-9 cu 7 mai puțin. Și din 7-10, dacă scăzi un 7, 63. Deci 70 făcea 70. Și 7, 9, 63. 63. Și cu 4. 63 și cu 4. 100. Nu, 63 și cu 4. 63 și cu 4 la unități. A, 63 și cu 4. 3 și cu 4. 67. 67. 7 scrie. Și 6, pe 4 ăsta și pune în el 6. 6. Da. 7 ori
2. 7 ori 2. 7 ori 2. Stai. 7 plus 7, ce mai? Ce mai ai voie? 14. Și cu 6? 14 și cu 6. 20. 20. 20. Șmechere! 2079. Uite cum am obținut. 2079. Deodată, mă, ce viteză prea am prins. Foarte tare șmecherea asta. Deci, la mulțirea cu 7, tot ce am făcut aici cu 3 plus 4, chinuit, nu știu ce, deodată nu ieșit 2079. Foarte tare. Vezi ce înseamnă șmecheria asta? E nemaipomenită. Și acum, cu 1. Hai că asta scriem de 0. Îți scriem pe 0, da? Ca să-i ocupăm spațiul. Și 1 ori 7. Da, greșit. Atenție multe la unități acolo. 0. Da. 1 ori 9. 1 ori 7, 7. A, de la 1 ori 7, 7. A. 1 ori 9. 9. 9. Și 1 ori 2? 1 ori 2, 2. Așa. 2907. Păi este cealaltă. 2970. Și acum la 2. 9. 7 și cu 7. Hai, nu pești. 5.040. Da, e luat prea greu. 7 cu 7 este egal. 14. Da. 11. Da. 9 și cu 0 și cu 1 și 0. Da, 0. 2 cu 2, 4. Și 1 acela, 5. Așa. Iată, dragilor, rezultatul este același. Sigur că asta merită cunoștiuta asta. O să băgăm bine la... Vă să zic că cu cifra cu care mulțim, începe construcția. Dacă mulțim cu 7, tot cârdul din sub ea începem. Când mulțim cu 1, cu cifra următoare, din sub ea începem. Când mulțim cu altă cifră, din sub ea începem. Știu că adună. Foarte frumos, foarte tare. Dar vreau printr-o tehnică. Aveți voie probleme? Am, dar vreau printr-o tehnică acum. Cât de ceasul? Și jumătate. Și jumătate. Vreau printr-o tehnică, altă metodă. Băi, dacă ne vine în minte o altă metodă, în loc de 17, eu zic că 17 este 20 minus 3. Da. Nu? Da. Și atunci? Și dacă îmi dați să puteți vedea ce vreau? Da, să vedem. 2900... Ia zi, 297. Rog, 18. Deci, ori cât? Ori... 18. Nu, ori 17, lasă așa. Ori 7, să luăm prin altă metodă. Deci, 297, dacă ne dă aceeași rezultat, sunt curios. 297 ori 17 este egal cu 297. 297 ori... În loc de 17, cât am zis că scădea? 20 minus 3. Și egal cu cât face, acum ăsta la fiecare se duce și face 297 ori 20, 297 ori 20, scăzut, 297 ori 3. Deci cum a fost la adunare, că 297 îi lovește pe toți din paranteză, așa și aici, 297 ori 10, ori 20 și 297 ori 3, ori 3. Foarte. Te rog să spun, dacă tu spui că faci 297 ori 20, sunt foarte fericit. 2970. Când era cu 10. Dacă e cu 20. Atenție. 2990. Deci dacă a fost, când a fost cu un 10, dacă mulți cu 20. Ceva cu 300. Nu, înseamnă 10 și cu 10. Înseamnă, să luăm așa. 2000... A, 2, 9, 7, 0, 0. Nu, no, ori 2. 10 plus 10. Că asta înseamnă 20. Nu? 20 înseamnă 10 plus 10. Minus 297 ori 3. Dar asta 297 ori 3 știm cât face. 297 ori 3 am făcut aici. 891. Deci minus 891. Minus 891. Și în altul. 297 atacă pe anul 10. Și fac 297 ori 10. Plus 297 ori 10. Ori 10. Și minus 891. Ce calcul? Nu cred că ne dăm.
Cât face astea? 2970. A, stai, mă, că se repete de două ori. Deci fac 2970 plus 2970. Și minus 891. Și ăștia doi adunați, putem să-l adunăm, nu? Hai să facem adunarea la ei. Zero. Hai că-l plăbește. Hai, nu, dar ce? Te-ai uitat, te-ai luat peisaj, te-ai furat peisajul. Am văzut eu. Zero. 7 și cu 7, hai. 14. Da. 7 și cu 9. 16. Deci, da. Și cu 1. Nu, atenție! 7 și 7 fac 14. 9 și cu 9 suntem. Da, 9 și cu 9. 18. 18. Și cu dinainte 1. 19. Da. 1 pe stran. 2 cu 2, 4. Și cu 1, 5. 5. Fac 5.940, dublu, de două ori, mă, de două ori 2900, de două ori 2970, de două ori. Da, și uitați-ne de acolo. 5.940, din care scădem pe 800, scădem pe 891, atât tu spuneai că nu ne-a dat rezultate, nu? Da. Așa, ia să scădem. 1 din 0 nu se poate. Vorbește aia, ajută, mă, ce fac? Nu mă dau rezultatul. Îmi dai rezultatul numai. Da. Și mă lași cu mine aici și o să mă chinui și o să greșesc eventual. Nu știu, cred. Nu știu. E fără scătere aici, părtinți. Hai mă, pun sonorul, pun sonorul, dă sonorul. Auzi, spune sonorul, că nu s-aude. Da. Cât o dat? O dat bine? Nu o dat bine. Nu e rezultat, asta trebuie să fie. 5-0-4-9. Adică aici așa, 1 din 0 nu se poate. Și ai un duc contul, mă, că m-ai gândit că... 4-1. Deci 4, nu 4 minus 1. Ei, 10. 10 minus 1 face 9. Și acolo rămâne 3. 3. Și 4, 3 minus 1 nu se poate, ne împrumutăm. Da. 1 și cu 3, 4. 1, 1 și cu, e 10 aceea, 10 și cu 4. Din 10 aceea care te-ai împrumutat. Da, adică 1, adică 10 care am pierdut-o, am pe cealaltă. Am înțeles, 10 aceea, scăzut 9 face 1, 1 și cu 4 face 5, ai avut dreptate. Dar nu, nu 4, nu, e 4. Așa e cum pe pentru că am scăzut 1. Așa, 3, mai 4. Am înțeles, da. Vă puneți în capcan. Ba, mai prins. 0. 0, fi 8 ori rămas aici, 8 minus 8 fac 0. Și 5. Și 5. 5.049, același rezultat. Deci, chestia asta mi-a plăcut foarte tare. Adică ce am zis eu? 17 scrii ca 20 ori minus 3. Și cum? Înmulțit cu 20, înseamnă de fapt, ca și cum ar zice, înmulțit cu 10 plus 10. Și am făcut odată cu 10, știam, încă odată cu 10, am adunat și am văzut așa. Da. Viteză maximă acolo. No. Hai să vedem că viteză maximă a fost cu 17. No. Am mai făcut-o. Am făcut-o cu 17. Cu... Da, da, uitați acolo. Da, mă. Da, am făcut-o. Ah. Am făcut-o, da, da. Gata, ai făcut-o. Yeah. Hai să vedem și o problemuță două de aici. Să vedem cine zice. Estimează suma. Asta se estimează mai suma următoare. Cât? Adică din aia lungă. Nu, foarte lungă. Oh, e... Citește-te. Estimează suma. 327. 327. Plus 490.